Într-un alt bilet, dacă bine am înțeles eu întrebarea, se face referire la legea curățirii. Știu că sunt situații în țară și biserici unde femeile, într-un timp specific lor sau după naștere și în alte situații, nu vin la casa Domnului și nu i-au cinat Domnul. Sunteți fete și în parte lucrurile vă sunt specifice, veți fi viitor bărbați și problema vă interesează. Vă citesc drept răspuns, Evrei, capitolul 9, versetul 10. Ele sunt doar niște porunci pământești, ca toate cele privitoare la mâncări, băuturi și felurite spălături, până la o vreme de îndreptare. Și în continuare scrie că noi nu mai suntem curățiți, versetul 13, prin sânge, prin cenușă, prin spălături, prin ritualuri, ci prin sângele Domnului Iisus. Tot ai scrie în Evrei 9 că templul din Vechiul Testament odată anulat prin moartea Domnului Hristos, când perdeaua s-a despicat, toate funcțiile templului. Scrie în Evrei 7, s-a schimbat preoția, s-a schimbat și legea. Ei, în aceste condiții, să ne amintim că în Vechiul Testament, când trecea perioada de curățire, la finele ei, trebuia femeia aceea să fie stropită cu apă de curățire și să se aducă o jertfă. Mai putem noi să mai utilizăm astfel de ritualuri? Are cineva la biserică apă de curățire? Deci iată că în Noul Testament necurăția are doar un caracter imoral. Necurăția e trecută în lista faptelor firii pământești, dar asta e asociată cu curvia, cu desfrânarea. Și nu are de-a face cu aspecte fiziologice. Acestea țin doar de igiena corporală și de capacitatea fizică de a fi prezentă în adunare sau a nu fi. Dar dacă cineva are o anumită încredințare, zice în Roman 14, și trece peste ea, lui se pare că se face vinovat. Situație în care este bine să se practice și îngăduință creștină și respect față de înțelegerea celuilalt. Dacă o face din teamă pentru Dumnezeu, nu îl jignim, dar nici nu punem, așa cum scrie în Fapte 15, încă o regulă din legea lui Moise, ca să mai apăsăm pe cineva și să-l împovărăm.